scuze pala de brodere. Hello YouTube, ce mai faci și bine v-am găsit cu un nou clip aici din nou pe canal. Înainte să încep, vreau să vă mulțumesc din suflet, am reușit să atingem 1000 de subscriberi aici pe canal, iar cred că e decât începutul, o să încep să fiu cât mai activ și o să încerc să postez cât mai des, săptămânal aici, clipuri cu clase sau meciuri foarte, foarte bune. Așa că astăzi am revenit cu un clip în care am reușit să fac 25, dacă nu mă înșel, de kill-uri la solo Rebirth, bineînțeles. Și sincer m-am îndrăgostit de modul ăsta și cred că îl joc non-stop cu aceeași ardoare, gen mă simt la fel de bine. Am făcut 25 de kill și win cu clasa de KAR98 și Owen Gun. Bineînțeles, pentru cei care sunteți noi, o să vă las clasa la finalul clipului, să o folosiți și voi. Nu uitați să dați like, hai să încercăm să adunăm undeva la, să zic, 60 de like-uri, că ar fi ok pentru video asta. 60 de like-uri pentru video asta și lăsați în comentarii ce credeți că este mai bun, pentru că eu am dilema asta între Owen Gun și MP40. Așa că lăsați în comentarii acolo ce vă place vouă mai mult. Ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să vă abonați canalul dacă sunteți noi, e foarte important. Dacă faceți clip pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. V-am pupat, ceau, ceau. Ba, adevărul e că oricum e destul de greu de controlat Owen Gun cu barrel-ul ăla. Nu e foarte ușor. Dar v-am spus, cu celălalt barrel nu e așa rapid, e mult mai lent. Foarte lent. Scuze pala de brodere. Dați un clip mecea, vă rog, la faza asta, că era și română. Dați, vă rog, trebuie să-mi pun, frate, steagul României, frate, că mai dau de Roma de aștia și... Dați, vă rog, clip mecea la faza asta. Bă, what the fuck? Kamikaze, ce bine. Vă jur că am uitat de ăla să mă bată mama.
el? Wow. Deci Onga nu e ok, băieți. E ok Onga, nu cred că...